Bună seara! Înapoi la argument, în această seară o are invitată pe Monica Pilat, pe care o salut și o îmbrățișez, vorbind despre noua rezervă din Arhiva Familiei, care acum este pentru cititori la dispoziție. În 2008 a apărut corespondența dintre Dinu și Nelly Pilat, părinții Monicăi Pilat, sub titlul Biruința unei iubiri. Memoriile lui Nicolae I. Pilat, siluete din familia Brătianu, o carte cu care Monica îți propun să începem, nu înainte de a pomeni care este obiectul principal al emisiunii noastre, corespondența Piei Pilat, care apare la Humanita sub titlul Sufletul nu cunoaște distanțele. O tranșă care încă nu epuizează memoria Arhivei Pilat. Și încă mai este. Încă mai este, material, da. Monica, aș vrea să începem cu evocările lui Nicolae Pilat, care, într-un stil simplu, direct, transparent, plin de căldură, evocă figuri, unele complet necunoscute dincolo de zona familiei, din familia Pilat, introducând pe harta memoriei noastre afective, alături de alte zone, Medeleni, bună oară, o zonă în care oricine, sau un loc al copilăriei, care pare învelit în aur și în care orice copil, devenit adult, ar dori să trăiască. Vreau să încep cu o anecdotă pe care o povestește Nicolae Pilat. S-a întâmplat la Palat, în salonul de muzică al reginei Carmen Silva. Tot Bucureștiul se îngrămădea în salonul de muzică al reginei Carmen Silva. Copiii se refugiaseră pe treptele unei scări ce ducea spre o galerie cu cărți. Era mai mulți puști acolo, ascultând atent muzica, nepierzând nicio mișcare a reginei, ale cărei degete se agitau pe claviatură și a micului virtuos, îmbrăcat în catifea neagră, cu un guler mare de dantelă. O lampă așezată pe pian lumina partitura. Brusc, lampa se stinse și sonata se opri la fel de brusc. Lampa se reaprinse și muzica continuă. Dar câteva momente mai târziu, lampa se stinse din nou și muzica se opri încă o dată. Publicul se neliniști. Regina se impacientă. Copiii zbucniră în râs. Ce se întâmplase? Fratele meu, Ion Pilat, găsise un întrerupător la îndemână și, ascultând cu cea mai mare seriozitate muzica, apăsa, fără să-și dea seama pe buton, în ritmul muzicii. Da. Despre Ion Pilat mai aflăm o pagină mai devreme, o întâmplare. Când și-a luat șosetele iarna să se încalțe. Și deodată a rămas pe gânduri, privindu-și picioarele, pentru că, deși luase două șosete, nu mai avea niciuna în mână și pe jos nu era niciuna. Un picior era îmbrăcat cu șosetă, celălalt rămăsese desfăcut. Unde dispăruseră șosetele? Și stătea vizător și privea scena pe care nu putea pricepe. Își trăsese pe un singur picior ambele șosete. Da. Ce personaj, ce fel de om era Nicolae? Era un om încântător și e foarte plin de humor. Mă bucur că ai pomenit aceste două amintiri despre poetul Ion Pilat, marele clasic, pentru că aici apare într-o lumină mult mai umană și mai puțin scorțoasă decât îl prezintă manualele sau cărțile academice. Și e înduioșător de distrat, nu? Și într-un caz și așa în celălalt. Era foarte distrat, nu? Da, și cu întrerupătorul și cu șosetele. Dar scena este de un haz, da? Irezistibil. Da. El serios, mi-l imaginez, el, de copil era un visător, un gânditor, un melancolic, cum stă el, ascultă muzica atent și în același timp marchează participarea lui la muzică stingând și aprins. Ei, aici însă un psihanalist ar putea spune că există și un mic complex al lui Nicolae Pilat, care, fiind fratele, să spunem, din umbră al marelui poet, observă lucrurile amuzante și, în același timp, cu o ironie fină, poate demolează puțin din scorțoșenia statuii. Exact.
Bun, dacă e de scorțoșenie, trebuie scuturată. Da, nu, cartea este încântătoare tocmai pentru că personaje pe care le știm din cărțile de istorie, vorbesc de istoria recuperată, cum ar fi Ion Brătianu sau Dinu Brătianu, căruia îi se spunea Titi. Lucruri din acestea de amănunt intim și familiar aduc aceste mici amănunte, aduc o culoare și un farmec, umanizând statuile. Are anecdote și despre el, care îl pun într-o lumină comică. Bună oară! Recunoaște că nu am avut niciodată o memorie bună, mai ales în ceea ce privește numele proprii. Nu-mi puteam aminti nici de numele Canadei, măcar. Pentru a mă face să-mi amintesc de el, Lelița, mătușa Pia, localizează-ne. Cine era mătușa Pia? Pia Limănișteanu, născută Brătianu, era una dintre fiicele lui Ion Brătianu. Lui Ionel Brătianu? Ion, da. Sau Ion? Ion Brătianu, da. Și era mătușa copiilor. Lelița. Ion, da. Ion, adică mătușa tânără. Da. Lelița mi-a zis să mă gândesc la unchiul Carada. Carada, Canada. La lecția următoare, mătușa m-a ascultat și nu mică i-a fost uimirea când i-am răspuns foarte serios de altfel că țara situată la nord de Statele Unite ale Americii se numea Unchiu. Vă amintiți că așa îi spuneam unchiului Carada. Deci răspunsul, America, Statele Unite se învecinează în nord cu Unchiu, e cel mai improbabil răspuns cu putință. Pe mine m-a întuioșat și faptul că tatăl poetului și a lui Nicolae Pilat și a Piei Pilat, sora lor, era atât de cum să spun, plin de iubire pentru acest Nicolae, încât atunci când a picat la bacalaureat, i-a dăruit un ceas de aur ca să-l consoleze, ceea ce e mai... Și tot el povestește, Nicolae, că atunci când era pedepsit de mama sa pentru diversele năzbâtii, pedeapsa cea mai mare era că îi se lua desertul. Și atunci tatăl lui nu-și mânca desertul și îl ducea pe furiș. Era copilul favorit? Da, da. Interesant că poetul Ion Pilat nu era favoritul, ci acest Nicolae, probabil că... Succesele lui nu erau recompensate în vreun fel. Da. Din ce succesele lui Nicolae? Și ca om cum era? Era un om fermecător, avea niște ochi albaștri, un albastru violet, de o distincție rară, era mic de statură, subțirel, cu gesturi elegante și... Era fermecător, avea tot așa povestea, era un bun povestitor, știa să te cucerească, zâmbea într-un anumit fel. Mama l-a descris foarte bine în portretul pe care i l-a făcut, spunând că era și puțin actor și puțin... El cam studia efectele pe care le avea asupra publicului său. Dar eu l-am iubit foarte mult. A fost un om extraordinar și de o finețe, de o eleganță. Petrecea două ore în fața oglinzii, aranjându-se înainte de a ieși în lume. Vorbesc de... Eu l-am apucat la bătrânețe. El era destul de bătrân când a venit în țară, în anii 70, ca... Eu vreau să fac o asociație în parteneriat cu țara noastră pe un domeniu cinematografiei și a venit ca invitat oficial. Și era pus la punct impecabil, te uitai la el, nu avea niciun cusur toaleta lui. E minunat să poți să fii atât de exigent cu tine însuți când ieși în lume ca să faci o impresie atât de bună și în același timp să arăți cât îl respecti pe cel din fața ta. Știi ce m-a frapat, Monica? Sigur, Nicolae Pilat vorbește de copilăria lui și copilăria este cumva învelită într-o aură și de sfințenie și de frumusețe și de căldură. Dar m-a frapat
tonul lui, atmosfera sufletească a acestor evocări. Era un om cald, dar parcă lucrurile pe care le evoca, în realitatea lor, erau calde. Aici trebuie să-ți spun care e secretul acestui ton. El își scrie cartea după ce mulți din cei pe care îi descrie nu mai sunt. Și simte nevoia să pună pe hârtie lucrurile care dispar. Impresiile, amintirile, siluetele, gesturile de altă dată și aș spune că este o carte, deși nu pare, cu oarecare parfum prustian, pentru că el spune la început că se uită pe fereastră și se gândește la trecut și vrea să prindă în aceste pagini ceea ce a dispărut. El nu este singurul care așa face acest lucru. Înaintea lui, Sabina Cantacuzino, născută și a Brătianu, sora Leliței, a scris amintiri din familia Brătianu și a scris două volume de amintiri și ea le scrie tot așa într-un moment în care mulți din familia ei nu mai erau. Și venerația pentru un trecut pe care ea îl iubea se manifestă în paginile scrise. E multă istorie în ce spune ea, sunt amintiri, să spunem, mai serioase decât ale lui Nicolae Pilat. Tonul ei este mai serios, mai auster, dar îi leagă aceeași dragoste de familie, de țară, de locurile unde au crescut, de oamenii lângă care s-au format. Este, în fond, aceste cărți sunt cărți de recuperare a unei istorii. Nu e numai istoria familiei, este istoria unei atmosfere, istoria unei epoci. Și e frumos faptul că au vrut să lase niște mărturii. În 10 aprilie 1978, mama ta, Nelly Pilat, scria că îi se pare inadmisibil să nu rămână gravat undeva, aievea, felul liniștit al lui mamii de a păși, de a-și turna ceaiul, resemnarea somnului său, misterul firii ei. Mi se pare iarăși inadmisibil să nu rămână izbucnirea și râsul de dragoste al tatei, valul său de vitalitate care ne lua și ne purta cu el, zâmbetul și lumina din ochii lui Bibi. Cum să nu rămâneți tu, Monica, tinel? Și te întrebi, cum să nu rămână Nelly la rândul ei? Da. Mi se pare că mama ta prinde foarte bine ce ai spus aici. Faptul că raportul pe care îl avem cu memoria și cu ființele care au fost și nu mai sunt, este un raport, îmi vine să spun, ca cel pe care Dumnezeu îl are cu creația lui pe care o iubește. Da, da. Trebuie văzut când sunt scrise aceste cărți, când sunt scrise aceste scrisori din care ai citat. Atunci când trăiești toate aceste momente, nu-ți dai seama de valoarea lor, dar la sfârșitul vieții sau după ce ai pierdut pe cei care au fost în preajma ta, trecutul se încarcă de o, nu numai de o bogăție, dar și de o aură, de o semnificație pe care timpul le-o dă. Și faptul că suntem muritori. Și faptul că suntem muritori. Acestea sunt încercări de a da timpului o semnificație caldă, de a culege din această curgere ce e mai prețios. Și de multe ori o viață capătă sens atunci când este scrisă. Și cred că nostalgia dă această aură aproape de sfințenie momentelor evocate. Când vorbești în felul ăsta, mă gândesc că am putea aplica argumentul lui Platon împotriva scrierii,
la acest mod de a evoca ființele vii. Și anume, există un mod care este al istoriei reci de a evoca pe oamenii care au trăit și asta ar corespunde scrierii, a ceea ce Platon numește scrierii pe suporturi, pe materii moarte. Și, în definitiv, dacă nu există un suflet care să învie acest lucru, faptul este mort. Dar Platon te îndeamnă să ai cu lucrurile pe care le gândești și cu cele pe care le afli un raport vital, și anume un raport ce afli să se graveze în sufletul tău ca o scriere în suflet. Da. Ori asta este ceva care moare odată cu tine, trăiește numai cât timp sufletul tău este viu și ardent, dar asta este substanța veritabilă a cunoașterii. Și în evocarea lui Nicolae Pilat sau în întrebarea pe care o punea mama ta, Cornelia Pilat, asta este implicat. Trebuie să-i avem pe oameni într-un raport în noi când îi amintim, exact cum Platon spune că trebuie să scriem în suflet, ei să fie scriși în sufletul nostru. Și atunci evocarea este ca ceva viu, precum viu este sufletul. Da, dar mai este o latură pe care am putut să o descoper după apariția volumului Biruința unei iubiri. Este vorba de o cititoare care mi-a declarat că în momentele ei de mare cumpănă sau de derută sufletească, citește câte o scrisoare de acolo și se liniștește. Deci nu e numai faptul că în aceste scrisori sau în aceste texte găsești niște amintiri frumoase sau un sens al vieții. Ele sunt purtătoare de energie benefică. Pentru că cel care a scris, a scris cu iubire, ori iubirea se transmite. Cartea în sine, nu? Este un obiect închis. În momentul în care o deschizi, este ca o înviere, nu? Cititorul care citește, învie aceste pagini. Fiecare lectură, nu? Poate fi văzută ca deschiderea, să spunem, a unui sicriu din care iese viața celui care a pus în cuvinte trăirea sa. Câte vreme cărțile stau în bibliotecă, ele sunt ca niște sicrie, dar cel care le citește le dă viață. E viața lui care animă cuvintele. Aș vrea să facem un act de reînviere. Da. 31 iulie 1964, București. Dragă Monica, când am urcat încet panta de jos a bătrânei noastre ulițe, pe care în anii copilăriei tale ne-am dat de atâtea ori cu Săniuța, ochii mi s-au împăienjenit, gura mi s-a uscat de-a binelea și sacul cu micul meu calabalâc a cântărit deodată mai greu în mână, atât de copleșit am fost de emoție revăzându-le pe toate aievea, cum le lăsasem cu 5 ani, 4 luni și 3 zile în urmă. Da, este prima scrisoare a tatei trimisă mie la Văratic după ce el a ieșit din închisoare și într-adevăr este, cred că, scrisoarea cea mai extraordinară pe care am primit-o vreodată. Dacă ai ști de câte ori mi-am închipuit această scenă a reîntoarcerii mele acasă cu domnul Cezar. Domnul Cezar. Era câinele. Câinele? Da. Cu domnul Cezar lătrând cu glasul lui gros și răgușit la uzul portiței deschise. Cu mămica ieșindu-mi înainte. Nu știu de ce o vedeam întotdeauna cu puloverul și fustea ei gri, cu ochii măriți și umezi de lacrimi, abia izbutind să articuleze puiu cu bătrân. Cu tine năvălind în urma ei, cu cozile blonde fluturându-ți pe spate ca niște cozi de zmeie în bătaia vântului, îmbrăcată în rochița ta albastru deschis cu carouri pe care o purteai în dimineața zilei de 25 martie 1959, de bună vestire, când m-am întors de la Policlinica Academiei cu mămica ce căzuse și a doua zi a fost arestat. Nu, chiar în noaptea aceea. Chiar în noaptea aceea. Da. Ce căzuse și se lovise la braț în dimineața aceleiași zile la urcarea în tramvai. Când am deschis portița grădinii, domnul Cezar n-a mai lătrat, pentru că a muțit pentru totdeauna.
Mămica, într-o rochie vaporoasă de vară, era acasă, întoarsă mai devreme de la serviciu, prevenită că sosesc, m-a întâmpinat cu ochii aceia măriți și umezi de lacrimi, pe care îi văzusem anticipat de atâtea și de atâtea ori în gând. Dar ea citește finalul acestei scrisori. Și acum te părăsesc, vorba vine, fiindcă de părăsit în sensul absolut al cuvântului nu pot să te părăsesc niciodată. Aici. Vezi, scrisoarea redă un moment din trecut extraordinar de emoționant și interesant pentru cititori și foarte, foarte impresionant și pentru mine. Dar sunt, în unele scrisori există niște fraze pe care le iei cu tine pentru toată viața. Faptul că el spune acum te părăsesc, dar de fapt n-am să te părăsesc niciodată, pentru mine are un sens mult mai... pot să desprind din acel context și să-l iau cu mine pentru toată viața până când nici eu nu voi mai fi. În acel final, el mă asigură că nu mă va părăsi niciodată. Acest lucru eu îl simt. Acest lucru mi-a dat putere să pot să pun alături aceste scrisori. Am fost vegheată de ei. Scrisorile nu au numai un caracter marcat de timp și de evanescență. În ele sunt anumite promisiuni, cum îi face și mamei, că pentru ei moartea nu există, pentru că dincolo de moarte se vor regăsi întotdeauna. Aceste rânduri te scot din timp și îți dau o altă dimensiune. Ca și cu Nicolae Pilat, așa cum el povestește diverse scene, dar rămâne o, și tu ai sezizat foarte bine, rămâne un mic sâmbure de eternitate care este aura pe care el o pune în jurul celor care nu mai sunt, iubirea, drăgălășenia gesturilor, duioșia unor evocări. Sunt acea energie benefică de care vorbeam. Energia ta din această scrisoare se concentrează în aceste cuvinte. N-am să te părăsesc niciodată. Deci el mă părăsește momentan, pentru că obosise. Era prima scrisoare pe care o scria. Era greu să scrie după atâta timp. Și fizic întrerupe gestul. Dar promisiunea că el va rămâne lângă mine întotdeauna e pe alt plan. Eu n-am înțeles atunci scrisoarea decât în limitele ei temporale. Dar acum o înțeleg altfel, după cum uneori și o fotografie, nu știu dacă ai observat, o fotografie a cuiva cunoscut și apropiat poate ține de momentul în care a fost făcută. Dar dacă omul acela dispare și tu păstrezi fotografia, el te privește dincolo de timp, într-un fel de eternitate veghetoare. Așa. Iată, eu rămân cu voi până la sfârșitul vremurilor. Exact, da. Monica, tu erai la Văratec. Eram la Văratec. Dacă nu erai la Văratec și erai acolo, părinții mei... Tatăl tău n-ar fi scris scrisoarea asta niciodată. Pe de altă parte... E un noroc că a putut să o scrie. Dar să știi că această plecare a mea a fost premeditată de mama, care s-a temut. N-a știut cum se va întoarce tata din închisoare, n-a știut cum va reacționa. A vrut să mă protejeze puțin, fiindcă ea știa sau își imagina infernul din care tata ieșise. Când ați aflat că va ieși? Deja începuseră să iasă prietenii lui și mulți. Ea m-a trimis cu bunica mea, cu mama ei, la Văratec. Iar ea s-a pregătit acasă să-l aștepte împreună cu mama lui, cealaltă bunica mea. Și pe urmă chiar și bunica mea spune, e bine că eu n-am fost acasă, pentru că el s-a aclimatizat mai greu.
Și când a venit la Văratic, era deja îmblânzit de prezența familiei de la București. Ori eu trebuie să evoc această scenă. Eram cu bunica mea și urmau ei să vină cu o căruță de la șosea unde îi lăsa autobuzul mama și tata. Și am vrut să mă duc să-i aștept și măicuța Agripina, care era gazda noastră, o măicuță mică de tot așa. Zice, nu lăsăm pe Monica să plece, că o să se arunce în fața cailor și nu știm ce o să se întâmple. Și m-au ținut așa în frâu până când au venit și mi-aduc aminte când au intrat pe poarta curții unde îi așteptam. N-am putut să întreb decât așa, aproape mecanic, cum ați călătorit. Ei îmi povesteau cum au călătorit și eu repetam, fiindcă nu înregistram răspunsurile. Eram foarte emoționată și mi-aduc aminte, tata atunci mi-a dat un mic ceas de mână, primul meu ceas, și m-am gândit că de atunci, cu acel ceas, de fapt, începea timpul nostru împreună. Mai ai ceasul? Da, cum să nu? După ce a murit tata, am moștenit ceasul lui de mână, un ceas Doxa pe care și l-a cumpărat la Viena. Și într-o dimineață, tata a murit la 7:20, în 27 iulie. Și într-o dimineață, eram la bucătărie, care are ciment pe jos, și nu știu cum mi-a căzut ceasul din mână. M-am supărat îngrozitor. M-am aplecat și am văzut că s-a crăpat ecranul și el s-a oprit. Știi la ce oră era oprit? 7:20. Extra. Și nu l-am reparat, l-am păstrat așa. Da, un semn. Cum ai alcătuit volumul Biruința unei iubiri, Monica? Mama mea a dorit toată viața să pună aceste scrisori împreună. Ea le-a păstrat cu sfințenie scrisorile pe care tata i le-a scris de când a cunoscut-o și până la sfârșit. Și visa să putem face împreună acest volum, dar fără scrisorile. Evident, nici nu s-a gândit vreodată că ar putea scrisorile ei să apară lângă ale tatei. Ori eu, după moartea mamei, le-am citit și pe ale ei și mi s-au părut foarte frumoase, altfel de frumoase decât ale tatălui meu, care era un scriitor deja format în momentul în care începuse să-i scrie mami. Și mi s-a părut că e frumos să pun două voci, vocile lor distincte împreună. Și am avut mare de noroc să am, ceea ce e mult mai rar, și scrisoarea și răspunsul, fiindcă amândoi și l-au păstrat cu sfințenie. Așa că am putut reconstitui un dialog epistolar extraordinar. Și l-au păstrat separat? Nu, erau puse în aceeași cutie frumoasă și chiar în plicuri. Deci păstraseră și plicurile. Și am mai observat ceva interesant. Cât au fost tineri și până în 44 când s-au căsătorit, aveau timp să-și scrie și atunci fiecare frază ocupa un paragraf. În momentul în care dezastrul comunist se apropie și încep toate nenorocirile să se abată pe capul acestei familii, dispar paragrafele. Și este un scris continuu. E un scris continuu și, nu știu, poate s-ar putea face un studiu interesant să vezi funcția unui paragraf aerisit într-o epocă în care ai timp, te gândești, visezi și o scrisoare plină în care este ocupat fiecare spațiu, nu pentru că n-aveau hârtie, dar dintr-o dată spațiul între rânduri devine din ce în ce mai mic. Nu m-am gândit mult, nu știu, dar ar fi interesant să vedem de ce.
Cum se explică psihologic? Economia de hârtie? Da. Sau un resort mai adânc? Cred că ceva mai adânc. De a folosi tot timpul. Da. De a folosi tot spațiul. Exact. De a lupta cumva împotriva a ceea ce se întâmplă. Da. Prin colonizarea întregului spațiu. Cred că aceasta ar fi explicația. E un dramatism să vezi trecerea de la o scrisoare care pare în versuri, pentru că fiecare rând este spațiat și frazele sunt destul de scurte și pe urmă începe o avalanșă de informații și de lucruri care se precipită și parcă vizual scrisoarea îți redă această îngrămădire de lucruri care vin și nu mai poți să le faci față. Monica, m-am întrebat citind corespondențele și cea dintre Dinu și Nelly Pilat și cea a Piei Pilat. N-am făcut decât să constat faptul că scrii o scrisoare atunci când nu ești în prezența celuilalt. Da. Și că, așa cum ai spus tu mai devreme, înainte de a începe emisiunea, este un noroc să ai cui scrie. Da. Și de plângeai că acum nu ai cui scrie, că a scrie o scrisoare înseamnă să te cunoști pe tine, înseamnă să intri într-un fel de culoar, de legătură sufletească cu cel căruia ai scris scrisoarea, dacă e vorba de o scrisoare de acest tip. Și ei au lăsat multe urme ale iubirilor prin aceste scrisori. Pentru că se întâmpla să fie separați și își scriau. Își scriau, pentru că tineri fiind și încă necăsătoriți, ei petreceau vacanțele în locuri diferite. Tata la Miorcan, mama la Predeal. Și aceste scrisori sunt mărturia nostalgiei lor de a fi împreună și a dorului, pe urmă, când după căsătorie tata îi scrie mamii niște scrisori absolut cutremurătoare de la Miorcan, unde el încerca să mai salveze ceva și nu se mai putea, tăia copacii ca să facă rost de bani. Acele scrisori sunt pline de iubire, dar în același timp sunt forme de luptă, de consemnare a unei lupte cu morile de vânt. Sunt multe scrisori în care sunt documente ale pierderii de la o zi la alta a pământului de sub picioare, ca să spun așa. Pe de altă parte, în scrisorile mamei după moartea tatii, unde ai același sentiment că îți fuge pământul de sub picioare, ea nu mai își găsește echilibru nicăieri, acolo e frumos să vedem în timp cum ea își regăsește acest pământ sub picioare printr-o comuniune spirituală cu tata, prin descoperirea unei iubiri care nu cunoaște moartea. Acel pământ este încărcat cu spiritualitate pe care ea pășește în final. Și ceea ce am putut să constat este că pozele, fotografiile noastre de familie au fost făcute de Pia când a venit după 20 de ani în țară. Dar în anii în care ea nu era, noi nu eram fotografiați. Nici o poză nu e de atunci? Sau prea puține? Ea, pe urmă, a început să vină din 2 în 2 ani. Dar din 2 în 2 ani noi nu existam, fotografic vorbind. Ea era cea care ne fotografia ca să ne ia cu ea. Și, bineînțeles, ne trimitea și nouă copii. Opțiunea ta pentru biruința unei iubiri a fost să începi această poveste epistolară a iubirilor cu prima lor scrisoare. Da. Și să o închei cu ultima scrisoare a mamei. Da. Pentru că urme au lăsat de când s-au cunoscut și s-au iubit și nu numai până când a dispărut tatăl tău,
ci până când a dispărut mama ta. Da. Ceea ce este frumos e că sunt într-adevăr în partea ultima acestui volum numai scrisorile mamii. Dar n-aș putea să spun că sunt numai ale ei, vorbind de urma de care vorbești. În aceste scrisori, tata este foarte prezent. Prezența inconturnabilă din această carte, Biruința unei iubiri, este un personaj care a fost restituit prin corespondența ei într-un volum ulterior, și anume Pia Pilat. Pia Pilat, sora tatălui meu, care a plecat în exil în 1946 pentru că soțul ei de atunci, Mihai Fărcășanu, era amenințat cu condamnarea la moarte și au organizat o spectaculoasă evadare a lor. Și acest roman al evadării l-a pus într-o carte pe care în românește s-a intitulat Zbor spre libertate și a apărut la editura Vremea în 2006, în traducerea Marianei Neț. Acest roman s-a născut tot pe cale epistolară, deoarece ea a scris unei prietene englezoaice, Mary Whitehouse. Aceasta a rugat-o să-i povestească cum a ajuns ea în Anglia și Pia a început să-i scrie scrisori. Această prietenă și-a dat seama de imensul talent al Piei, a pus scrisorile cap la cap și de ziua ei, pe 18 octombrie, când era ziua Piei de naștere, i-a spus, uite, îți fac cadou romanul tău. Și Pia a spus, dar n-am scris niciun roman. Zice, l-ai scris fără să știi. Și i-a pus în brațe cartea făcută din scrisori. Ce a avut Pia de făcut a fost să înlocuiască numele, de teamă că o carte publicată cu numele adevărate ale familiei ne-ar fi făcut foarte rău nouă, asta se întâmpla în anii 70. Cartea a apărut în 72 în engleză și ar fi avut un mare succes dacă ea n-ar fi refuzat publicitatea, tot de teamă repercursiunilor asupra familiei din România. Deci romanul s-a născut din scrisori, prin prietena ei care a avut această inițiativă. Eu am încercat să merg pe urmele acestei prieteni în partea a doua a volumului, deci prima parte cuprinde corespondența cu familia ei din 47 până în 1947 până în 1988, iar partea a doua, pe care eu am intitulat-o Umbrele cărților nescrise, este alcătuită din fragmente de scrisori puse cap la cap tematic. Cum ar fi vrut Pia, care de multe ori m-a rugat, de fapt se ruga pe ea însăși să aibă timp să scrie o carte despre familia ei, despre trecut, dar n-a apucat și atunci am încercat să o fac eu din scrisorile ei. Și deci aceasta este un volum, să spunem, și de scrisori și de o eventuală carte de amintiri pe care le-am extras din multele materiale care le-am avut acasă. Cum își scria și cu cine? Îi scria lui Dinu? Îi scria mamei? Scria pe rând la fiecare și în așa fel încât să nu se repete. Avea subiecte pentru fiecare dintre membrii familiei. Îi scria în primul rând mamei ei, tatălui meu, îi scria mamei mele, mamei mele, celelalte bunici și celorlalte rude. Și ție. Și mie, da. Și cu fiecare avea alt ton. Mamei scria într-un fel, tatii altfel. Și mi-a și spus că pentru fiecare scrisoare către cineva dintre noi
îi trebuia un timp de reculegere ca să intre puțin în, pe aceeași lungime de undă cu cel căruia îi scria. Își acorda instrumentul. Exact. Asta este termenul. Își acorda instrumentul. Și avea o putere uluitoare de a empatiza și de a se putea identifica cu celălalt. Cum e posibil un atât de mare talent ca al Piei, o putere de evocare formidabilă, un simț al cuvântului? Deci ce scrie ea trăiește. Da. Cum e posibil să nu fi dat nicio operă literară? Cred că n-a avut timp. Pia trăiește. Pia are 92 de ani acum. Născută în 1916. Da. Ce să-mi spun? Un om care are 90 de ani n-a avut timp în viață să scrie? Uite ce se întâmplă. A avut timp să scrie. Ne-a scris scrisori. Scrisorile ei, dacă le-ai pune pe o masă ca asta, masa asta ar fi mică. Atât de multe scrisori a scris. Și noi avem numai o parte, pentru că ea a scris și prietenelor ei și altora. Volumul scris, poate că dacă ea ar fi scris o carte, nu ne-ar mai fi scris atâtea scrisori. Sau dacă ar fi încercat să scrie o carte, efortul de a, sau nu efortul, energia cheltuită pentru a o construi i-ar fi luat din energia pe care o vedem atât de superb ilustrată în scrisorile ei. Iar la un moment dat către tata o scrisoare pe care trebuie să o pomenesc, fiindcă este și amuzantă și puțin critică la adresa ei însăși. Pia spune, eu n-am talent ca voi, nu pot să fiu atât de prezentă în scrisul literar. Dar zice, din când în când, zice, gloaba din mine se trezește și devin ca și când aș mânca jăratic și devin un armăsar și atunci scriu o scrisoare. Adică, iată ea se electriza, mânca jăratic când ne scria. Scrisorile ei sunt incandescente. Da, se simte asta clar. Da. M-am gândit citindu-le dacă, cum ar fi fost dacă doamna de Sevigné sau doamna du Deffand ar fi scris și altceva decât scrisori. Cred că de interes pasabil. Da. Și m-am gândit că ar trebui, Monica, să te ocupi de publicarea acestei Madame du Deffand româncă, Pia Pilat. Este un mare scriitor. Un mare scriitor în acest gen, care este genul epistolar. Da. M-am gândit de multe ori de ce de mult literatura epistolară este privită ca o cenușăreasă a literaturii. Sunt scrisori formidabile, sunt oameni care s-au realizat scriind scrisori, care devin mult mai interesante chiar decât o narațiune polițistă, să spunem. Corespondența lui Matei Pilat cu Boicescu este o capodoperă, egală cu ce a scris mai bun. E poftim. Clar. Da, sunt lucruri extraordinare care, într-o scrisoare, probabil, către, cum am vorbit noi, către cineva în care ai perfectă încredere, este și o deschidere, o spargere a orizontului convențional, nu? Omul apare acolo în toată intimitatea sa, dar poate fi și în toată splendoarea sincerității sale. Și e cu atât mai fascinant. Mai mult decât ar fi într-o operă compusă. Exact, pentru că atunci când scrii te gândești la cititor, ce o să spună lumea, intervine un pic de vanitate, vrei să apari într-o anumită lumină favorabilă. Pe cât când scrii o scrisoare, ești tu însuți. Sigur că poate există și o cenzură când scrii, dar e o cenzură mai puțin vanitoasă. Nu știu. E un gen literar care îmi pune următoarea problemă. Scriitorul mare este cel care are un talent dincolo de talentul de scriitor. Este talentul de a compune ceva. Da.
În timp ce, deci umanitatea pe care el reușește să o redea, este o umanitate cumva trecută prin multe filtre. Și scriitorul mare este acela care potențează, să zicem, umanitatea, în ciuda cumva acestor filtre. În timp ce epistolerul este un gen de scriitor mai apropiat de umanitatea directă, de umanitatea nemijlocită. Da, dar și acolo, eu văd cum sunt scrisorile tatălui meu. E o construcție. Și ale mamei când erau tineri, pe urmă construcția s-a cam terminat, au scris sub imperiul momentului. Începe într-un fel și termină în același fel. Scrisoarea are o circularitate, compoziția presupune niște reguli, chiar în scrisori. Dar la Pia, scrisoarea devine un text imprevizibil. De ce? Pentru că ea începe într-un anumit fel și n-are timp. Se întrerupe pentru că vine soțul ei acasă, trebuie să-i gătească sau primește un telefon că peste două ore sosesc musafiri. Și atunci întrerupe scrisoarea o continuă peste trei zile când deja ce începuse nu se mai potrivește cu starea ei de spirit de atunci. Și atunci obții un mozaic foarte interesant de stări sufletești și în fiecare moment se întâmplă altceva. Și își aduce aminte de unele lucruri sau e atrasă de anumite zvonuri care vin din grădină sau pisica nu o lasă să scrie pentru că crede că tocul cu care scrie Pia este o jucărie și începe să se învârte în jurul tocului și atunci Pia se întrerupe din scris și spune a trebuit să-i dau puțină cărniță, dar tot nu mă lasă în pace și nu știu. Aceste detalii sunt savuroase, ele țin de un moment vital, de asta e atât de vitală. Ea nu e compusă. Ea scrie, cum să spun, ca și cum ar trăi. Ăsta este genul epistolarului. Genul epistolar este capacitatea de a livra viața într-un fel care triumfă dincolo de compoziție. Da. Avea acest talent formidabil. Și noi o să ne întrerupem, Monica, așa cum se întrerupea Pia când vă scria scrisorile. Vă recomand să citiți un superb roman epistolar, Pia Pilat. Trebuie să te gândești la eventualitatea publicării masive a corespondenței ei. Sper. Cred că este o mare scriitoare. Și vă recomand Biruința unei iubiri, apărut anul trecut, tot la editura Humanitas. Romanul epistolar dintre Nelly și Dinu Pilat. Parte mică din tezaurul Arhivei Pilat. Și vă recomand la editura Vremea, tot în 2008, au apărut admirabilele memorii ale lui Nicolae Pilat cu savuroase amintiri din Miorcaniul Paradisului Terestru. Mulțumesc foarte mult, Monica! Și eu! Și așteptăm următoarea traistă cu daruri din Arhiva Pilat.